Rugăciunea a șaptea. Stăpâna mea născătoare de Dumnezeu, nădejdea și scăparea mea, Tu știi gândurile, faptele și neputința firii mele cele smerite și Ție ți-a arăt sufletul meu cel întinat cu păcatele și cu gândurile cele necuvincioase. Tu, Stăpână, vezi rănile și bubele sufletului meu și îmi dă tămăduire, turnând peste el o picătură a milostivirii Tale cele iubitoare de oameni. Caută, Stăpâna mea, născătoare de Dumnezeu, spre neputința mea și fă-mi blând pe Fiul Tău și Dumnezeul tuturor, Cel ce va să vădească înaintea îngerilor și a oamenilor faptele și gândurile mele cele viclene, că Te primește, iubitorul de oameni, când mijlocești pentru un suflet păcătos și deznădăjduit, că ești Maica Lui și scăparea și mijlocitoarea noastră a păcătoșilor. Miluiește-mă pe mine, Cel ce mă învăluiesc în uianul ispitelor, dar care nădăjduiesc la mila și părtinirea Ta cea milosârdă, Cel ce mi-arunc sufletul meu în oianul îndurărilor Tale și ți-aduc suspinare din inimă zdrobită. Nu înceta rugându-Te pentru mine, smeritul și dicălosul, ca prin sprijinul Tău să mă vrănicesc de iertarea faptelor mele celor multe și cumplite, că Fiul Tău și Dumnezeul nostru Te-a pus scăparea noastră a păcătoșilor și, dobândind mântuire prin mijlocirea Ta cea către El, să măresc numele Tău cel prea sfânt și prea cinstit, al Maicii Dumnezeu cele binecuvântate și prea curate și al împărătesei cele prea mărite, a tuturor în vecii vecilor. Amin.